După atâtea sarmale și cârnați, în ianuarie toată lumea trece pe legume și fructe. Detoxifierea organismului este binevenită, dar nu după ureche. Multe dintre alimentele pe care le consumăm ca să fim mai sănătoși intră în conflict cu medicamentele pe care le luăm. De exemplu, cu tratamentul pentru o banală răceală sau cu medicamentele pentru inimă. Iar cine nu știe cum să le asocieze, riscă să se simtă mult mai rău decât înainte de a începe cura. Are vreo contraindicație ceva? Probleme cu stomacul... Nu, e ok. Cum a face și o cură de detoxifiere, ceva, legume, verzi. Farmacistul nu ne atenționează că medicamentul de inimă pe care îl cumpărăm ar putea să ne facă mai mult rău decât bine. Dacă luăm în același timp în care facem o cură de detoxifiere, de exemplu. Foarte multe fructe, legume verzi care sunt bogate în vitamina K pot duce la agravarea riscurilor de hemoragie. Iar lista alimentelor care intră în conflict cu medicamentele e lungă. Și cum după sărbători mulți vor să mănânce mai ușor, se confundă aproape cu lista de cumpărături. Grapefruit, spanac, salată verde și brânză. Teoretic am aici o porție zdravănă de sănătate. Practic însă, dacă le asociez cu anumite medicamente, alimentele pe care le vedeți se pot transforma în cei mai mari dușmani. O jumătate de pahar de suc de grapefruit poate chiar să tripleze efectul antibioticelor, iar fructul anulează efectul anticoncepționalelor. Același efect îl au asupra antibioticelor și lactatele. Produsele bogate în calciu, produsele lactate, laptele și toate celelalte care interacționează și inhibă acțiunea unor antibiotice, în special a tetraciclinelor. Brânzeturile fermentate care conțin anumiți compuși care pot interfera cu antidepresivele pot duce la apariția unor crize de hipertensiune. La fel de multă atenție trebuie să avem și la suplimentele alimentare folosite în curele de detoxifiere. Medicii spun că uleiul de pește care conține omega-3 asociat cu anticoagulantele crește riscul de hipertensiune, iar suplimentele cu spirulină pot declanșa o criză de gută la pacienții care au deja o predispoziție și au mâncat multă carne de sărbători.